Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum rușii reiau producția unui model Lada mai vechiuț un pic, de mare succes la vremea respectivă, Lada Granta, urâtă ca foame, dar practic fără niciun fel de complicații. Deci n-are ABS. Da, nu-ți trebuie neapărat dacă ești atent. Da, deci dacă nu vrei să frânezi, nu frânezi. Da. Asta e. N-are control al stabilității. N-are airbag-uri. Aici, na. Să eviți orice coloziune. N-are pretensionare de centuri de siguranță. Și n-are restricții de emisii. Practic are euro... Un vis. Da. Euro 1988. Da. Deci este euro 88. Da, euro 88 la nivelul URSS 1988. E o mașină rusească în care mori ca bărbați. Adică, ce Dumnezeule, nu avem farafastăcuri de-astea cu ABS și cu... Servodirecție are. Băi, nu știu dacă are servodirecție. Dar nu, că asta ar fi chiar culmea să... Da. Să adică, aibă servodirecție. La ce ar trebui? Că rușii sunt musculoși. Nu asta zic. Deci o mașină bărbătească. Da, bărbătească. Practic, intri în ea, e o coajă, mergi cu ea, dacă ai noroc, ai, dacă n-ai, asta a fost. Așa ți-a fost scris. Știți? Asta are, asta n-are, e alba-neagră. Da, da, așa i-a fost scris. Asta e, am murit într-o Lada Granta. Produs a fost, la vremea ei când se producea, a fost vândută în peste... Bun, ea e produsă după căderea comunismului, dar standardul este de nivelul comunist. Ea a fost produsă în peste 1 milion de exemplare, timp de vreo 10 ani, de multe ori cel mai vândut model din Rusia. Deci asta este toată treaba și producția este posibilă după un îndemn făcut de luminatul președinte de la Kremlin, care a spus că de acum nu mai e nevoie de standardele astea occidentale, se poate produce orice, numai să se producă, tovarăși. Și uite că rușii s-au apucat de treabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.